Bună ziua și bine v-am găsit la conferința de presă legată de ediția din 2020 a sezonului festivalului Curtea Artiștilor. Pandemia a afectat grav toate sectoarele, dar în mod special sectorul cultural, pentru că nu am putut să desfășurăm deloc nicio activitate. Toate sursele noastre de venit din bilete sau din sponsorizări, finanțări, s-au redus parțial. Așa că acest proiect, pe care deja îl desfășurăm din 2018, a căzut foarte bine pe măsurile de relaxare luate de guvern, și anume spectacole în aer liber. Am făcut câteva permutări, vom putea găzdui aproximativ 100 de persoane, sigur, dacă vor veni în grupuri de câte 2 sau 3, spre exemplu la spectacolele de copii, atunci vor putea să stea împreună, pentru că nu o să separăm mama de copil, să-i pune la distanță de 2 metri. Aș vrea în primul rând să îi mulțumesc domnului Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură și Artă a județului Sălaj, pentru sprijinul acordat, cu care avem și un parteneriat și care finanțează în valoare de 15% acest proiect, și regizorului Adina Lazar, care susține și ocupă o poziție în Asociația Proteatru, aș spune eu chiar aproape de director artistic. O să-i dau cuvântul domnului Daniel Săuca să vă spună mai multe despre parteneriatul pe care l-am încheiat. Bună ziua tuturor! Așa cum spunea și Darius Prodan, trăim vremuri complicate. Încercăm să rezistăm cât putem în situația asta aproape tragică în care se află și sectorul cultural. Nici noi nu am putut să facem evenimente în spațiu public. Acesta este primul semnal că Centrul de Cultură și Alta Județului Sălaj și Consiliul Județean se poate implica și în asemenea tipuri de manifestări artistice. Am acordat o finanțare, zic eu, generoasă pentru acest proiect. Cu Asociația Proteatru, oricum, mai avem un parteneriat pentru un alt proiect la care se va desfășura mai înspre sfârșitul anului, și e vorba de un proiect AFCN în care suntem, deci, de asemenea parteneri. E un sprijin pe care îl acordăm direct pentru sectorul cultural din județul Sălaj și pentru proiectele de teatru. Este un semnal clar că putem să facem acest lucru chiar în aceste condiții nu tocmai fericite. Eu îi urez succes lui Darius Prodan și echipei lui. Vom promova și noi toate aceste spectacole. Sunt convins că vor încerca să respecte toate restricțiile care țin de organizare, ca să nu avem alte probleme. Desigur. Și noi, ca centru, cred că de săptămâna viitoare vom da drumul și la alte proiecte în aer liber, pe care o să vi le anunțăm la momentul potrivit. Așteptăm acum că, pe lângă pandemie, e și problema cu vremea, care deocamdată nu ne dă pace. E un prim semnal important că în județul Sălaj se poate face cultură de performanță, iar Asociația Proteatru a demonstrat acest lucru. Noi vom sprijini de altfel și alte proiecte de teatru, inclusiv Cultura în Șură, care și ea va porni în această vară într-o nouă caravană, și nu numai teatru. Cum ziceam, succes, și dacă aveți întrebări, sigur că vă stau la dispoziție. Sigur, la final, pentru că ați menționat despre proiectul AFCN, cofinanțat de Centrul de Cultură și Artă, va fi regizat de către Adina Lazar și va fi unul dintre primele spectacole, eu nu am cunoștință, deci n-aș vrea să spun chiar primul, spectacol de teatru din țară pe tema tăierilor ilegale de păduri. Cu 4 actori, un regizor, un scenograf, un artist grafic, dramaturgul, un compozitor și echipa de proiect, desigur.
O să o las pe Adina scurt să spună despre acest proiect. Ok, bună ziua! Proiectul pe care îl vom desfășura împreună e cel câștigat de Asociația Pro Teatru în programul AFCN. E proiectul care ne-a unit pe mine și pe Darius, pentru că mie mi s-a părut o aventură faptul că un tânăr de 22 de ani vrea să facă practic un occupy zalău cultural și o performanță până la urmă, și atunci am zis hai să încercăm să capacităm cât mai mulți artiști din Zalău și să facem împreună un proiect. Unul dintre actori este Răzvan Bănuț, care și el e născut la Zalău, a făcut facultatea la Cluj, dar a plecat și s-a angajat la un alt teatru din țară. Va veni și un actor din echipa spectacolului pe care l-am realizat anul trecut. Dramaturga este tot Alexandra Felseghi, cu care am lucrat la Fabrici și Uzine. Sunt oameni care au mai fost la Zalău, sunt oameni care sunt din Zalău. Încercăm astfel să creăm un nucleu. Și în jurul proteatru, în jurul comunității artistice din Zalău și în jurul de mersurilor lui Darius, dar pentru proiectul ce va fi desfășurat în septembrie la Zalău, o să vorbim poate altă dată. Încercăm eu să vă spun mai multe despre Curtea Artiștilor, despre programul pentru copii de la Magic Puppet, cu care vor veni Florin Suciu și Silviu Ruști, ei având această asociație. Vor fi programe pentru copii în fiecare duminică, fiind aceeași asociație cu un gen de spectacole pentru copii, vor avea un soi de continuitate și vor veni cu spectacole de baloane de săpun, de magie, de știință. Practic asta încearcă să facă Darius, să ofere o continuitate, să nu fie sincope în actul cultural, venim anul ăsta, facem un proiect, mai venim peste jumătate de an, ci încearcă, așa cum am mai zis, să coaguleze comunitatea artistică prin Curtea Artiștilor. Și e o mare șansă, e o șansă care, nu, să știți că nu există în multe din județele și din orașele țării, unde să fie o curte care să împlinească, să respecte toate normele care sunt acum impuse de guvern. Așa că să ne considerăm cumva privilegiați și sper ca publicul din Zalău să fie receptiv și să vină în întâmpinarea eforturilor făcute de Proteatru, care pot să vă spun acum din interior că nu sunt puține. Mulțumesc! Pe scurt, aș vrea să vă spun să trecem și la program, dar înainte de asta vreau să repet. Ne-am luat toate măsurile de siguranță. Spectatorii vor sta la o distanță de 2 metri. Toți voluntarii și organizatorii vor avea măști. Vor fi puse la dispoziție pentru spectatori dezinfectant, termometru pentru a lua temperatura. Deci aș vrea să înlăturăm în principal orice dubiu legat de siguranță din punctul de vedere a pandemiei. Totul, ne-am luat absolut toate măsurile impuse de către guvern, plus altele. Chiar dacă nu ne obligă, noi ne dorim în primul rând siguranța spectatorilor. În mod normal, curtea se deschide în 1 iulie, dar în 27 iunie vom avea o avan-deschidere cu titlu gratuit și anume o lansare de carte, Buna Vestire Delicioasă, scrisă de Luiza Mitu. Acompaniat, deci va avea această lansare de carte, o coloană sonoră, susținută de domnul Sergiu Corbu Boldor. Deschidem oficial în 1, cu deja tradiția care vine, spectacolul care vine de la prima ediție, Nimeni nu știe ce e în inima mea, One Man Show cu Florin Coșuleț, mereu altfel, mereu amuzant, mereu adaptat la vremurile pe care le trăim. În 3 iulie vom avea un spectacol muzical, un concert susținut de Alex Ștefănescu, probabil îl știți, a fost la România au talent, a fost la o grămadă de emisiuni, este actor la București, prezintă spectacolul 9 piese remixate și el practic ia Romeo și Julieta, O scrisoare pierdută, Iona, Hamlet, 9 piese în total și le-a remixat muzical, fiecare pe un stil muzical. Mi se pare foarte interesant, mai ales pentru cei care încă nu sunt foarte apropiați de lumea teatrului și ar vrea să cunoască niște opere clasice, și pentru elevii care vor susține bacalaureatul anul viitor sau peste 2 ani. E un mod bun de a prinde câteva, de a avea o primă interacțiune cu aceste opere mari. În 5 iulie, Viața secretă a celor mai neobișnuite obiecte, spectacol
pentru copii, regizat chiar de Adina Lazar, de la Magic Puppet. Pe scurt, înainte să termin de prezentat programul, aș vrea să spun că programul, în mare parte, se va desfășura în felul următor. În fiecare miercuri, spectacole de teatru de la ora 19, în fiecare vineri, spectacole de teatru sau concerte de la ora 21 și în fiecare duminică, spectacole pentru copii de la ora 18. În 8 iulie îl avem pe Florin Suciu, tot de la Magic Puppet, de data asta cu un spectacol pentru adulți de magie și ventrilocie, se numește Bubu. În 10 iulie, Silviu German, probabil iarăși îl știți, încercăm să aducem, să facem un mix. Aducem și artiști mai cunoscuți și cei care sunt poate la început de drum sau cei din proximitate. Pentru noi e important să susținem, în primul rând, să oferim spectatorilor actul artistic, dar să reușim prin acest proiect să susținem și artiștii independenți afectați grav, zic eu, de această criză. Android Show este spectacolul care vine Silviu German în 10 iulie. În 12 iulie, Povești Africane, de data asta spectacol pentru copii de la Bis Teatru. Sunt povești din folclorul ugandez. În 15 iulie, a căzut, n-am ce să fac. În 15 iulie, aici eu aș spune un real succes, ceea ce am reușit să aducem. Este vorba de spectacol Cine a omorât pe Somna Grancea. Spectacol produs și jucat de singurul teatru din țară cu actori profesioniști romi. Este un teatru feminist rom și mi se pare un mare, mare succes că reușim să oferim publicului să le prezentăm de fapt reala fața acestei comunități, pentru că există foarte multe stereotipuri, multe internalizate și foarte greu să combați rasismul ăsta despre care se vorbește acum în toată lumea. În 17 iulie, Nu sunt eu, un one-woman show cu Maia Morgenstern. Ne bucurăm că doamna Maia Morgenstern a acceptat să vină și să joace într-o curte de casă, în Zalău. Mie mi se pare că am făcut un real progres față de anul trecut și mai mult față de acum 2 ani. 19 iulie, Hocus Pocus, iarăși spectacol de magie pentru copii de data aceasta de la Magic Puppet. 22 iulie, S-a întâmplat într-o joi, este un one-woman show după textele lui Elise Wilk și se încadrează în zona de comedie și dramă. 24 iulie, Creditul. Iarăși un nume mare, îl avem pe actorul Răzvan Vasilescu, probabil o parte dintre dumneavoastră îl și cunosc, împreună cu Matei Constantin, o comedie curată, frumoasă, pe care am văzut-o acum 2 ani la București și am ținut foarte mult, de atunci o urmăresc să reușim să o ducem la Zalău. Mini-omul de știință, în 26 iulie, are spectacol pentru copii de la Magic Puppet. În 29 iulie, iarăși o tradiție, Impro Story de la Petroșani, spectacol de improvizație muzical. Sunt 5 oameni, 4 actori și un pianist. Probabil cei care au mai fost știu, spectacol de improvizație este mereu altfel, de aceea îi și aducem tot timpul. În 31 iulie, Alin Stanciu de la Oradea, Vă plac bananele tovarăș, un spectacol despre comunism, adaptat din ce am văzut acum noile filmări, pe tema pandemiei. Eu spun că o să fie foarte interesant și în 2 august încheiem cu Strada Balanelor de Săpun numărul 10. Încă pe programul din august și începutul lui septembrie. Îi avem invitați și așteptăm pe Florin Piersic Junior, Marian Râlea, Marius Bodochi, Ada Milia și Bobo Burlăceanu. Mai negociem și cu alți artiști. S-a scris puțin despre proiect și la nivel național, încât foarte mulți artiști și-au manifestat interesul de a veni aici să joace. Iarăși, zic eu, un real succes să vrea să vină, să-și dorească actorii din București sau de oriunde din țară, am primit nenumărate cereri, să vină să joace într-o curte din casă. Sigur, e și contextul pandemiei, dar mi se pare că începem, cum am spus, să punem Zalăul pe harta teatrului. Motiv pentru care, dacă vom găsi susținere, vom prelungi
în funcție și de vreme, în luna septembrie și programul va suferi ușor modificări. Eu mi-aș dori să reușim să pregătim și în luna septembrie, pentru că o spun și probabil am să mă repet, dacă apare un val 2 în această pandemie, practic noi suntem blocați cu evenimentele culturale din toamnă până în ianuarie, februarie, martie, cât va dura el. Ei, și deja un an și jumătate de la începutul pandemiei până în martie anul viitor, un an, pardon, mi se pare foarte mult să ții un oraș fără evenimente și de aceea vrem să oferim publicului cât de mult putem acum. Eficiența e maximă. Multă lume mă întreabă ce se întâmplă dacă plouă. Dacă plouă, am înaintat primăriei o solicitare și cred eu că va fi un răspuns pozitiv. N-aș vedea de ce nu ne-ar da un răspuns pozitiv. Din discuțiile verbale pe care le-am avut, o să fie ok. Vom muta spectacolele în amfiteatru din parc, care știți foarte bine că deși e în aer liber, este acoperit. Multă lume ne întreabă că de ce nu ținem acolo. Eu prefer spațiul ăla ca o ultimă soluție. Acustica nu este bună. Dacă trece un tir din cauza că nu este gata centura, nu se mai aude absolut nimic și spațiul este chiar o ultimă soluție în caz de ploaie. Oricum totul se va anunța înainte cu o zi. În ziua respectivă ne luăm toate măsurile ca toată lumea să ajungă la spectacol, chiar dacă vom întârzia acolo cu 15-20 de minute. Aici vor fi niște oameni care să îi aștepte pe cei care vor veni aici. O să anunțăm în online, peste tot pe unde putem, că se va muta spectacolul. Apropo de ce spune Darius, este incertă situația cu pandemia și a evenimentelor culturale și atunci, pe lângă susținătorii deja cu tradiție, instituția condusă de domnul Săuca, Muzeul Județean de Istorie și Artă, și pe lângă promisiunile care există de la primărie, este foarte important și pentru celelalte instituții de cultură și nu numai, care pot să ajute această inițiativă să o facă. Sunt normal, contează promisiunile, contează faptul că își doresc să o facă, dar este foarte important să se implice în mod activ și să ofere concursul lor Asociației Proteatru, pentru că nu știm exact cât se poate desfășura, pe ce perioadă se poate desfășura acest eveniment, se poate bloca oricând și atunci nu peste o lună, peste două. Dacă avem nevoie de ajutorul lor și pot să o facă, este important să ne ajute atunci când avem nevoie. Cam asta cred că e un mesaj important. Firmele pot oricând să sponsorizeze. Noi oricum suntem în dialog cu câteva firme mai mari. Câteva suntem chiar în dialog pentru renovarea punctului termic și transformarea lui într-o sală de teatru. Sunt optimist pe baza promisiunilor pe care le-am până acum, dar repet, nu e nimic încheiat încă pe hârtie, s-ar putea să îl renovăm parțial până în octombrie și atunci să deschidem, dacă sigur ne va lăsa pandemia și promisiunile vor fi onorate. Cel mai simplu mod de a susține, chiar dacă nu există o firmă, chiar dacă nu există, prin cumpărarea de bilet și participarea la eveniment. Ăsta e cel mai simplu mod. Am gândit, biletele sunt reduse, adică gândiți-vă la Maia Morgenstern, biletul e 75 de lei. Dacă cineva și-a abonament pentru toată luna, vine undeva la 20 de lei, același spectacol care s-a jucat în București, acum, chiar înainte de pandemie, când am fost avantpremieră, a fost 125 de lei în București. Și noi îl aducem aici cu 75 de lei în abonamente cu 20 de lei. Abonamentele sunt în felul următor. 10 spectacole. Vom merge pe acest tipar și în luna august. 10 spectacole pentru adulți. 200 de lei. Abonamentele se pot da de la unul la altul. Pot să se grupeze 4-5 oameni și să-și împartă cum doresc această participare. Și pentru copii avem pachete de adult plus copil la toate spectacolele, 150 de lei, sau adult cu 2 copii, 200 de lei, iarăși intrare la toate spectacolele. Vrem, sigur, oricum vă spun din start, de-aia beneficiem și de ajutorul Centrului de Cultură și Artă, nu o să acoperim, chiar dacă vindem tot,
n-o să putem acoperi din bilete costurile proiectului. Dar oricum nu despre asta e vorba. Important e ca noi să reușim să le oferim oamenilor magia teatrului și magia spectacolului și să demonstrăm că acest teatru, cultura, nu e o distracție, o cheltuială, un chef sau o petrecere, ci cultura este un motor de dezvoltare al societății. Dezvoltare economică, dezvoltare turistică, dezvoltare educațională, dezvoltare socială, aș spune, m-aș arunca să spun, o metodă de prevenție a unor boli, cum ar fi depresia sau bolile pe cauzate de stres, de ce nu, dar asta încercăm să facem. Ăsta e mesajul pe care sper eu ca lumea să-l înțeleagă, că nu ne distrăm aici, nu pe banii centrului de cultură, sau sigur că noi ne simțim bine, facem ce ne place, dar nu este un chef cu mici și bere sau știu eu, ci este ce încercăm să facem, e să atragem turiști, pentru că ăsta va fi scopul. În viitor, această curte a artiștilor se va transforma în sezonul artiștilor, în care vom avea curtea, dar vom mai avea și alte spații neconvenționale și pe tot parcursul verii. Îmi doresc să vină artiști de peste tot, exact cum se întâmplă și anul ăsta, să-și dorească ei să vină aici, în primul rând, și să oferim spectacole doar în spații neconvenționale. Un festival, un sezon întreg pe teatru în spații neconvenționale nu știu să se facă la acest nivel în România și iarăși pentru noi ca oraș, cred că și pentru județ e foarte bine. Aș vrea să mulțumesc scurt Grădinii Botanice din Jibou, care ne-a ajutat cu câteva ghivece de flori și decorațiuni, și sper eu ca o parte din spectacolele acestea, nu știu încă, două, trei, să reușim să le ducem vara asta și la Grădina Botanică din Jibou și să se joace și acolo. Cum știți, și Grădina Botanică este pe autofinanțare și au nevoie și ei de susținere și de evenimente care să atragă lumea. O să vă trimit programul detaliat când o să-l finalizăm, probabil într-o săptămână, și pentru luna august și septembrie. Apoi, noi oricum o să le publicăm și pe internet. Scurt, aș vrea să vă mai spun, punctul termic, laborator pentru cercetare și educație prin teatru, va fi gata total, sperăm noi, anul viitor, adică cu dotări, am prezentat deja în online primele simulări, lucrăm cu o echipă de arhitecți, sunt foarte buni și părerea mea că și acela va fi un pas înainte spre a transforma Zalăul împreună cu Centrul de Cultură, cu Muzeul Județean, cu Biblioteca Județeană, cu alți operatori. Important e să ne unim și să mergem cu zona culturală, cu atragerea de turiști, cu dezvoltarea educațională în față. Dacă aveți întrebări, vă răspund cu mare drag. Vă răspundem cu mare drag. În primul rând, să admiră și cred că e un proiect laudabil. Am auzit o chestie interesantă despre acest spectacol care vizează tăierile ilegale și cred că merită puțin dezvoltat. Proiectul se va desfășura în perioada 20 august, final de septembrie. Sperăm că atunci să dăm premiera, dacă lucrurile merg bine. Echipa e cu... voi face regie, Alexandra Felseghi va scrie, deja a scris textul, cu scenograf Andreea Tecla, Dan Perjovski pe partea de grafică, actorii Emanuel Cifor, pe care l-ați putut vedea și anul trecut, Irina Sibef, Răzvan Bănuț, și sperăm să reușim să-l atragem și pe Darius. El este deocamdată în distribuție și eu sper că va rămâne. Desigur. O să mă lupt pentru asta, dacă nu o să aibă prea multe pe cap. Noi sperăm că la Punctul Termic. Dar după aceea, deci atunci premiera va fi în Zalău în 1 sau 2 octombrie, iar apoi vom merge într-un turneu național, chiar posibil încă discutăm internațional, în sensul că Cluj, Sibiu, București, Bârlad, s-ar putea să mergem și la Chișinău să jucăm, după care ne întoarcem spre Târgu Mureș, Baia Mare și... Da. Încă o dată la Zalău, dacă va fi cazul. Scenografia este făcută de Andreea Tecla, premiată UNITER anul trecut.
Da, și o să vedeți, vom porni, cumva am pornit deja în investigațiile noastre de la cazul pădurarului omorât în Băiuț și Alexandra a comasat mai multe cazuri legate de defrișările ilegale, de conflictele dintre autorități, pădurare, ocolul silvic și a scris un text ficționalizat, dar bazat pe situații reale. Suntem încă în lucru, nu am vrea să intrăm deocamdată peste Curtea Artiștilor, că în momentul ăsta asta e prioritar, dar va fi o continuare a proiectului Curtea Artiștilor și o să vă spunem mai multe la momentul potrivit. Aș vrea scurt, pentru că încă mă lovesc cu unii oameni, e o problemă de credibilitate. AFCN-ul este cel mai greu de câștigat proiect din țară, aș zice eu, pe fonduri culturale mă refer. Noi am depus pentru prima oară și am luat proiectul cu al doilea punctaj, ceea ce mi se pare că demonstrează cu 95, ceva. Al doilea punctaj din țară, dintre 80 ceva de proiecte. Mi se pare că demonstrăm că putem face performanță chiar și aici, chiar și în condițiile existente și că lumea și autoritățile, cum deja se întâmplă și sperăm să se întâmple și mai mult, firmele pot să susțină această mișcare și inițiativă. Da, este un semn că și autoritățile vor, ca să spun așa, să externalizeze cultura din marile centre, Bucureștiul, Timișoara, Clujul. Sunt deja interesați de orașele mici, de impactul pe care cultura îl are în acestea. Că deja orașele acestea mari pe care le-am menționat sunt validate din punctul ăsta de vedere. Dacă nu... De când vor fi puse în vânzare biletele, abonamentele? Biletele și abonamentele sunt deja puse în vânzare. Se găsesc pe www.proteatru.ro/bilete sau pe entertinks.ro/proteatru. Da, cred că o să pui în mail și... Da, da, ele se pot cumpăra online și în cazuri speciale, deși încercăm să reducem cât mai mult distanțarea fizică, se pot cumpăra chiar și fizic cartonul în mână sau poate să vină cineva să plătească fizic și noi le trimitem prin SMS biletul și au un cod cu care pot să intre. Deci ne-am luat măsuri. Și am o întrebare pentru tine, Darius. Dacă oare n-ar fi de bun augur să anunțe într-un fel, noi suntem trei în avans, ca să știm și noi cam cum e distribuția. Cred că ar fi important. Noi avem acest curtea este încă în amenajare, după cum observat, mai trebuie să mai punem câtva gazon, scena să o terminăm, am refăcut-o, o refacem total. Vor fi mai multe zone. O zonă cu câteva mese distanțate la 2 metri, unde pot să stea 3-4 oameni care vin în grupuri. Cred n-o că să 6 fie multe. Deja pot să stea. Nu ne aruncăm la 6 pentru că vrem să păstrăm un pic siguranța. O zonă unde vor putea sta câte 2 oameni și o zonă unde poate să stea cei care vin singuri. Deci noi suntem pregătiți și putem rapid să modificăm orice chiar atunci la fața locului. Așa am hotărât-o și am zis că așa e mai bine, să nu putem obliga nici pe nimeni să stea împreună cu altcineva. Trebuie să fim pregătiți și în cazul în care vin un grup de 3-4 oameni la spectacole pentru copii. Știm asta în funcție de cum își cumpără abonamentele. În schimb, la adulți va fi puțin mai complicat, dar ne descurcăm. Dacă mai sunt întrebări... Vă mulțumesc mult și... Vă așteptăm la teatru!